De ce s-a înălțat Domnul Iisus la cer? Asta este întrebarea la care vreau să dau răspuns în predica de azi. Dar mai înainte de a răspunde la întrebarea aceasta, vreau să vedem cum s-a întâmplat evenimentul acesta. Cum a avut loc spasul înălțarea Domnului Iisus Hristos la cer? Evenimentul acesta este relatat în două locuri de Sfintele Scripturi. Dar de unul și același autor. Evanghelistul Luca, la încheierea Evangheliei care îi poartă numele, a făcut o referință la evenimentul înălțării Domnului Iisus Hristos, dar nu a scris pe larg. În schimb, la începutul cărții Faptele Apostolilor, scrie despre evenimentul învierii. Cu evenimentul învierii începe cartea Faptele Apostolilor sau istoria Bisericii creștine. Și evenimentul este descris în capitolul 1 al cărții Faptele Apostolilor, de la versetul 3 până la versetul 12, și scrie astfel. După patima lui, adică Domnul Iisus Hristos, el s-a înfățișat vin prin multe dovezi, arătându-li se ucenicilor, deseori timp de 40 de zile. Au trecut 40 de zile de la Paște până azi. Vorbindu-le cu ei despre lucrurile privitoare la Împărăția lui Dumnezeu. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui pe care le-a zis el, ați auzit-o de la mine. Și se referă la Duhul Sfânt, care urma să-l primească. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, a zis Domnul Iisus, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Aceasta era făgăduința Tatălui care trebuiau ei să o aștepte la Ierusalim. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou Împărăția lui Israel? S-au referit la făgăduință, la evenimentul când va veni Duhul Sfânt. Deci ei credeau că atunci Domnul Iisus va așeza din nou Împărăția lui Israel, gândindu-se la vremurile glorioase a lui David, a lui Solomon. Domnul Iisus va întoarce înapoi vremurile acelea, când Israel a fost o mare împărăție, o împărăție cu multă slavă. Domnul Iisus însă le-a răspuns, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele. Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa, deci cu referință la așezarea din nou a Împărăției lui Israel. Ce voi, zice, veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi? Asta e făgăduința Tatălui, nu așezarea Împărăției lui Israel, dar se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Făgăduința aceasta ținea nu numai de poporul Israel, nu numai de Împărăția lui Israel, nu numai de așezarea Împărăției lui Israel. Făgăduința aceasta ținea începând de la Ierusalim până la marginile pământului. Făgăduința aceasta era pentru toate popoarele, pentru toți oamenii din toate popoarele. Și slăvit să fie Dumnezeu că făgăduința aceasta s-a împlinit și în viețile noastre. Noi suntem cei care avem parte de Duhul Sfânt. Dar evenimentul acesta îl vom sărbători peste 10 zile. Astăzi sărbătorim înălțarea Domnului Iisus Hristos la cer. După ce a spus Iisus aceste lucruri, pe când se uitau ei la El, deci ultimele lucruri, ultimele cuvinte care le-a zis Domnul Iisus Hristos, a spus despre venirea, despre pogorârea Duhului Sfânt și a spus despre aceea că noi trebuie să fim, noi cei care vom primi Duhul Sfânt, trebuie să fim martori. În locul nostru, în cazul lor la Ierusalim, Samaria, Iudeia, Samaria și până la marginile pământului. Deci, ultimele cuvinte ale Domnului Iisus Hristos, dacă vreți testamentul care ne l-a lăsat El la plecarea Lui, ultima poruncă, ultima dorință a Lui la plecarea Lui de pe acest pământ, a fost aceea ca noi să fim martori ai Lui. Și tocmai pentru ca să fim martori buni, ne va fi urmat să fie dat Duhul Sfânt. Și ne-a fost dat. Și așa de mult mă bucur să văd cum Duhul Sfânt lucrează în fețele noastre, cum lucrează în Biserica Bunăvestirea. Toate lucrările acestea despre care am vorbit noi și cum s-a vestit și se vestește cu atâta intensitate Evanghelia prin taberele acestea, prin sesiune, prin ziar, prin sai, prin școlile de misiune și așa mai departe. Toate lucrările acestea se fac pentru vestirea Evangheliei. Acum ne-am întors și cu sportivii. Când veneam luni seara, ne-am întâlnit la aeroport cu Igoraș și cu Ghenade. Apropo, am uitat să-i spun, dăm lui Igoraș posibilitatea să ne facă și el o mărturie. Dar eu dăm la urmă posibilitatea aceasta. Ei tot așa au mers până la Tashkent acolo și au vestit și ei Evanghelia prin sportul care îl practică ei.
Deci asta a fost dorința Domnului Iisus într-o zi ca aceasta, într-o zi ca ispasul. Într-o zi, în ziua când s-a înălțat El la cer. Și acestea au fost ultimele cuvinte, ultima dorință a Lui. Ca noi să fim martori ai Lui în orice loc, începând de la noi de acasă, din apartamentul tău, din casa ta, de pe strada ta, din satul tău, din orașul tău, până la marginile pământului, în orice loc unde nu te va purta Dumnezeu. Și să știți că nu este întâmplător. Felul cum noi călătorim în viața asta, posibilitățile care ne le dă Dumnezeu să călătorim în viața asta, unii într-o parte, alții în alta, nu sunt întâmplătoare. Cum nimic în viața asta nu este întâmplător. Și dacă Dumnezeu ne îngăduie anumite călătorii, anumite deplasări în viața aceasta, ne îngăduie tocmai ca să intrăm în contact cu oameni diferiți și să fim martori pentru ei, să le vestim mesajul Evangheliei la acești oameni. După ce a spus Iisus aceste lucruri, pe când se uitau ei la El, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, nu dau seama, vă închipuiți-o dacă am fi noi acolo, nu vezi așa ceva fiecare zi. Asta nu este un lucru care nu vezi fiecare zi. Deodată un om se înalță așa și dispare în nori, fără nimic, fără niciun fel de aparat, fără nimic. Pur și simplu s-a înălțat și a dispărut normal, era normal să rămână cu ochii pironiți spre cer. Pe când se suia el, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb. Și au zis, bărbați galileieni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acum nu știm în ce fel s-au arătat bărbații aceștia îmbrăcați în alb. Posibil că s-au apropiat așa, de alături, da? Noi ne închipuim că s-au arătat tot, nu știu de ce așa să gândim că stați, ne închipuim tot pe noi, dar nu spune că s-au arătat pe noi. Deci s-au apropiat doi bărbați îmbrăcați în alb. Și noi deodată intuim că aceștia erau îngeri, da? Doi bărbați îmbrăcați în alb, deseori vedem în Biblie fraza asta și ne dăm seama că sunt îngeri. Și atunci acești doi bărbați îmbrăcați în alb au zis, bărbați galileieni, de ce stați și vă uitați spre cer? Ha, întrebare, mai dăm și îngerii, da? Vezi așa eveniment și ei te întreabă ce stați și te uiți, parcă ai vedea fiecare zi, parcă primește fiecare zi. Sau altceva au putut vedere îngerii. Îi zice, acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru, va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Cu alte cuvinte, mirarea lor, întrebarea lor a fost, ce vă uitați, parcă nu vi s-au spus niciodată când se vor întâmpla lucrurile astea. Vi s-a spus până acum, vi s-a vorbit până acum că Domnul Iisus se va înălța la cer. Deci, cu alte cuvinte, aici era mirarea îngerilor. E mirare ceea ce vedeți, dar în același timp nu ar trebui chiar să vă mire așa tare, că vouă vi s-au vestit lucrurile acestea, v-au fost spuse până acum. Atunci, ei s-au întors în Ierusalim, din muntele numit al Măslinilor, care era lângă Ierusalim, departe cât un drum în ziua sabatului. Dar la Evanghelia după Luca, la încheiere acolo, spune exact când s-au întors în Ierusalim, zice, s-au întors plin de bucurie, cu multă bucurie s-au întors înapoi. Pe de o parte, parcă ți-ar părea că n-ar fi trebuit să aibă așa mare bucurie, s-au despărțit de Domnul Iisus Hristos. De acum, cât timp trebuie să treacă până îl vom vedea iar din nou? Dar s-au bucurat pentru că Domnul Iisus le-a făgăduit Duhul Sfânt. Domnul Iisus le-a deschis o perspectivă, Domnul Iisus le-a deschis o viziune fantastică, din neînchipuit. Veți fi martori în Ierusalim, în Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Acum te gândi ce pot face ăștia bieți 11 pescari, ce mai sunt ei acolo? Ce pot face ăștia 11 oameni? Dar făgăduința asta, știți ce a lucrat Dumnezeu în viața la aceste 11 oameni? Prin lucrarea care au început-o acești 11 oameni, am ajuns și noi cu voi azi să fim mântuiți, a ajuns Evanghelia până la noi, știți? Prin lucrarea aceasta care, cred că nu dădea nimeni o parachioară pe ceea ce vor face ei pe urmă. Nimeni nu dădea niciun viitor la lucrare care pot să o facă ăștia. Că erau bogați ai vremii, puternici ai vremii, erau împărați, ei pot face lucruri mari. Ce pot face ăștia? Alții au răspândit religii cu armate mari, da? Știm, cu sabie au mers și au răspândit religii și au făcut pe toți adepți a unei religii cu sabie. Și până în ziua de azi mai merg cu sabie. Ăștia nu erau oameni cu sabie. Au avut și ei bieți odată o sabie și Domnul Iisus a zis, va ajunge destul la asta. Și nici asta măcar nu le-a dat voie să folosească. Atunci când a scos o să-i taie urechea aprodului, vă amintiți? A scos sabia asta și Domnul Iisus a zis, nu trebuie ești cu sabie. Și am mai zis, cine ridică sabia, tot de sabie va muri și el. Deci nu, bărbații ăștia, ei n-au răspândit Evanghelia cu sabia. Ba invers, bărbații ăștia au fost omorâți toți, cu excepția unui singur. Numai apostolul Ioan n-a murit cu moarte de martir.
Dar el a fost expus la foarte multe chinuri ca să moară și el cu moarte de martir. Istoricul Eusebias din Cezarea spune că, care a scris istoria la doar 300 de ani după evenimente, după ce s-au întâmplat, mai puțin de 300 de ani după evenimente, spune, tradiția creștină spunea așa, de la unul la altul s-a dus informația și spuneau că apostolul Ioan a fost băgat, l-au băgat, unul din împărați l-au băgat într-un ceaun, într-un ceaun mare, într-un cazan mare, fierbând cu apă clocotindă ca să-l omoare. Și el din cazanul celor a ieșit teafăr și a trăit mai departe și a murit de moartea lui. Așa o minune a făcut Dumnezeu în viața lui Ioan. Toți restul apostolilor au murit, pentru că ei au fost martori. Ei cuvintele astea le-au luat foarte serios, ei au rămas credincioși Domnului Iisus și Duhul Sfânt a lucrat cu așa o putere în ei și tot cu așa o putere poate Duhul Sfânt să lucreze în fiecare din noi, dacă suntem gata să ne dedicăm și noi tot într-o aceeași măsură, Duhul Sfânt va lucra tot în așa, tot cu așa putere. Acum întrebarea a fost, de ce s-a înălțat Domnul Iisus la cer? Tot n-am găsit încă aici răspunsul. Din ceea ce am citit, n-am văzut răspunsul. Însă răspunsul găsim, eu am găsit trei motive. Poate sunt mai multe. Veți citi și dumneavoastră Biblia, o veți studia și presupun că veți găsi mai multe motive. Eu am găsit trei motive pentru care Domnul Iisus s-a înălțat la cer. Și toate trei le-am găsit în Evanghelia după Ioan. Primul motiv l-am găsit în Evanghelia după Ioan, la capitolul 7, în versetul 33. Și Domnul Iisus le-a spus ucenicilor așa. De fapt, de fiecare dată, în toate trei cazuri, Domnul Iisus vorbește, nu vorbește altcineva. Domnul Iisus, chiar El însuși, ne spune de ce se întoarce El la Tatăl, de ce se va întoarce. Și în versetul 33 El zice așa. Iisus a zis, mai sunt cu voi puțină vreme și apoi mă duc la Cel ce m-a trimis. Primul motiv este că Domnul Iisus s-a întors acasă. Domnul Iisus a venit din cer. Domnul Iisus nu este de pe pământ, El a zis, eu nu sunt de pe pământ. Domnul Iisus este din cer, Domnul Iisus este din veșnicii, la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin acest cuvânt, prin Domnul Iisus Hristos și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. De la început El era cu Dumnezeu, El era Dumnezeu, de la Dumnezeu a venit pentru o perioadă lungă, pentru acești 33 de ani care i-a trăit pe acest pământ, ani în care a venit să ne vestească nouă Evanghelia și apoi și-a încununat lucrarea Lui de mântuire și-a încununat-o cu jertfirea, cu jertfa care a făcut-o pe cruce de la Golgota. Și în felul acesta noi am aflat calea mântuirii, în felul acesta noi am primit iertare pentru păcatele noastre. S-a făcut ispășirea pentru păcatele întregii omeniri și ale noastre și ale fiecărui din sala aceasta și ale mele. Aceasta a fost misiunea Lui pe acest pământ. El a venit în misiune. El n-a venit acasă. El n-a fost pe pământ acasă. El a venit de la Tatăl, a venit ca să îndeplinească misiunea aceasta de mântuirea noastră a omenirii și acum Domnul Iisus s-a întors acasă. Deci de aceea El a plecat înapoi. Al doilea motiv este unul care de acum ține de noi. Este scris la Evanghelia după Ioan în capitolul 14. Vă rog să deschideți capitolul 14 împreună cu mine. Primele trei versete și este scris așa. Tot Domnul Iisus vorbește. Să nu vi se tulbure inima, le zice El ucenicilor Săi. Și dacă le zice ucenicilor Săi, cuvintele ne sunt direct atribuite și nouă, adresate și nouă. Și El a zis, să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Noi parcă așa ne simțim acasă aici, dar totuși nici noi nu simțim că nu suntem acasă. Biblia spune că noi nu mai suntem acasă. Nu e casa noastră aici pe pământ. Avem și cântări, da? Cântăm și cântări. Nu suntem aici statornici. O casă avem și ea e sus. Casa noastră tot e sus. El a mers să pregătească un loc pentru noi. Acum, dacă vrei să construiești o biserică, chiar azi am citit despre împăratul Solomon. Când a construit templul în Ierusalim, îmi pare că a luat 7 ani, așa? Când a construit casa lui, i-a luat tot vreo 11, 12 ani, nu mai știu cât. Da? 13 ani, i-a luat 13 ani. De două ori mai mult a luat când a construit casa lui. Și a vrut scrie de tare, a făcut casa aceea grozavă. Dar Domnul Iisus a mers să ne pregătească nouă case și de acum iacă sunt aproape 2000 de ani. Voi vă dați seama, vă închipuiți ce casă ne pregătește Domnul Iisus nou. Ne pregătește un loc nou.
ce confort ne așteaptă pe noi acum, ce binecuvântare, ce bucurii ne așteaptă pe noi. El a venit să ne pregătească nou. Și a zis, când finisează, când termină, când încheie pregătirile toate care sunt acolo, atunci vine după noi. Așa ne asigură aici. Și după ce mă voi duce și mă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, că acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Acesta a fost motivul plecării Domnului Iisus Hristos, ca să ne pregătească nou un loc. Deci dacă n-am fi noi, n-ar mai fi fost niciun motiv să mai vină înapoi după noi. Mă mai gândesc încă, dacă așa a făcut Domnul Iisus, ca să a făcut Dumnezeu, că l-a înălțat pe Domnul Iisus la cer și a plecat El. Știu că Dumnezeu în puterea Lui putea face ca și noi tot așa am plecat. El ne pregătește locul și noi venim și ne-am trezit acolo. A uitat, zice, onoare avem noi. Domnul Iisus zice, vine El după noi. Vine El după noi. El se duce să ne pregătească și apoi vine El după noi ca să ne ia El cu noi, să fim și noi cu El acolo unde, de fapt, Biblia spune că noi, toată biserica, suntem mireasă. Așa că Domnul Iisus ne tratează frumos, ca pe mereasă. Vine El după noi. Vine El să ne ia, să ne ducă în locașurile acestea care ne pregătește deja de atâta timp. Și al treilea motiv pentru care a venit Domnul Iisus Hristos, pentru care a plecat Domnul Iisus Hristos, este tot în Evanghelia lui Ioan și vă rog să deschideți cu mine la capitolul 16. La capitolul 16, începând cu versetul 7, Domnul Iisus a spus așa. Totuși, vă spun adevărul. Vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, Mângâitorul nu va veni la voi. Dar dacă mă duc, îl voi trimite. Și când va veni El, Mângâitorul acesta, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. În ce privește păcatul, fiindcă ei, oamenii necredincioși, nu cred în mine. În ce privește neprihănirea, fiindcă mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea. În ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumea acestea este judecată. Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Când va veni Mângâitorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul. Căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. El mă va proslăvi pentru că va lua din ce este al meu și mă va descoperi. Iată un alt motiv pentru care s-a înălțat Domnul Iisus Hristos. În primul verset, în versetul 7, a zis, dacă eu nu mă duc, nu va veni Mângâitor. Era necesar să plece El ca să vină Mângâitor. Mângâitorul acesta este Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt a venit doar la 10 zile după înălțarea Domnului Iisus Hristos. Doar la 10 zile după ziua de azi vom sărbători, nu duminica care vine, dar duminica cealaltă vom sărbători, Duminica Mare sau Rusalele sau Pogorârea Duhului Sfânt, Cinzecimea, Sărbătoarea Cinzecimei. Iată, atunci, în ziua aceea, tot cu 2000 de ani urmă, s-a întâmplat doar la 10 zile după înălțarea Domnului Iisus Hristos, urma să se pogoare Duhul Sfânt, de care noi toți aici beneficiem pentru că noi l-am primit. Noi avem Duhul Sfânt în noi. Și noi suntem martori, ca nimeni altul noi putem adeveri cuvintele care spun aici. Duhul acesta este interesant, numit Mângâitor, Cel care ne mângâie. Cel care ne mângâie, Cel care ne descoperă Cuvântul lui Dumnezeu, ne-l scoate, ne-l descoperă Cuvântul lui Dumnezeu și Duhul Sfânt este Cel care ne călăuzește în viață, ca să trăim viața frumos, ne dă putere, ne călăuzește ca să trăim viața evlavioasă, în neprihănire. Dacă n-ar fi fost Duhul Sfânt, n-am fi putut trăi așa. Și Duhul Sfânt, dragii mei, lauda cei care sunt născuți din nou. Un om care nu este născut din nou, indiferent dacă el a fost botezat când era în vie, indiferent dacă ține sau nu ține religia părinților, sau nu știu cum, nu schimbă nimic. Nu poți avea Duhul Sfânt prin ceremonii de astea, nu poți avea. Duhul Sfânt îl poți primi numai prin naștere din nou. Numai atunci când un om ia decizia să intre în nou legământ cu Domnul Iisus Hristos, prin pocăință sinceră, când ia decizia să trăiască în deplină ascultare de învățătura Domnului Iisus Hristos, de Domnul Iisus Hristos, atunci când îl mărturisește pe Domnul Iisus ca Domn, înseamnă ziua când se pune în rol de rob. Rob, supus total Domnului Iisus Hristos. Numai în ziua aceea, Dumnezeu face o mare transformare în viața omului, numai în ziua aceea, Dumnezeu îl naște din nou. Dumnezeu îi dă Duhului Cel Sfânt și îi naște la viață Duhul omului, așa ca să trăiască omul duhovnicești, o viață duhovnicească, o viață frumoasă. Acestea sunt motivele pentru care a plecat. Doar trei motive care le-am găsit eu pentru care a plecat Domnul Iisus Hristos la cer. Cum am zis,
El a plecat ca să se întoarcă acasă, la tatăl său. El a plecat ca să ne pregătească nouă un loc și apoi va veni și ne va lua cu el. Și apoi Domnul Iisus a plecat ca să trimită Mângâitorul. Deci s-a îngrijit și atât timp cât vom fi noi aici pe pământ, să nu ne fie rău, să nu fim singuri. Deci El s-a îngrijit absolut în toate privințele. S-a îngrijit să ne fie bine aici până vine El. Și apoi când vine El, ne va fi foarte bine cu El. Așa de bine, nici noi măcar nu ne putem, nu ne putem închipui. Într-un alt loc în Biblie îi spune lucrurile pe care urmează noi să le vedem acolo. Lucrurile sunt care întrec orice pricepere omenească, care pur și simplu nu poate nici o imaginație omenească să ajungă până acolo. Iată așa ne-a pregătit Dumnezeu nou împărăția Lui. Haideți să fim credincioși, să trăim prin Duhul Sfânt și să trăim așa cum a poruncit și a dorit Domnul Iisus la înălțarea Lui. La înălțarea Lui El a dorit ca să fim martori vii ai Lui în orice loc. La noi acasă, în Ierusalim, în Iudei, în țara noastră. Samaria, țara de alături care era, țara de alături. Și până la margini de pământ. Și Dumnezeu ne-a binecuvântat în toate privințele. Dumnezeu ne-a dat posibilități. Aici la noi, aici, în area aceasta, la spitalele acestea, să mergem, să ducem Evanghelia și să adunăm rod, să câștigăm rod pentru Împărăția Cerului. Fiecare la el acasă, în casa lui, pe strada lui, cu vecinii lui, cu prietenii lui. Fiecare acolo să fie martor bun și să-L vestească pe Domnul Iisus Hristos cu putere. Apoi să mergem în locurile care ne le deschide Dumnezeu, în localitățile acestea care ne le-a deschis acum și așa o deschidere care e peste priceperii omenească. Dar și tot Dumnezeu ne deschide noi și noi și noi posibilități. Să mergem să vestim Evanghelia. O săptămână în urmă am mers la arhivă și am studiat istoria baptiștilor. Și vreau să vă zic, frații noștri, în perioada asta interbelică, într-un context atât de greu au dus Evanghelia, cum nu vă închipuiți. Construiau case de rugăciune și după ce construiau, în fiecare duminică venea jandarmul să le închide. Le închideau, trebuiau să scrie cereri, așa, iar le închideau, iar le închideau. Arestați, bătuți, batjocoriți, în toate chipurile. Și totuși, când venea, scria raport preotul dintr-o localitate, scria raport episcopului ortodox de la Cotin și spunea, nu știu ce să mai fac, zice, pocăiții ăștia, baptiștii ăștia, zice, sară la sară, merg prin tot satul. În casă unde mândrii ei citesc Biblia, să roagă cu oamenii, vestesc Evanghelia. Deja mi-a rămas biserica goală, zice. El nu știa că Evanghelia poate umplea biserica. Evanghelia umple biserica, predice Evanghelia, acolo trebuia să predice el și Evanghelia, că asta e menirea lui. De altfel, un alt preot din Obreja veche, îi scria episcopului, în anul 26. În Obreja nouă, atunci s-a deschis biserica și când era inaugurarea bisericii, au venit baptiști din toate localitățile, de la Bălți, în diferite locuri, au venit baptiști chiar de Duminica Mare. Și când au venit baptiștii la deschidere, deja preotul a aflat câteva zile mai înainte și s-a dus la jandarm și a zis jandarmului să-i interzic oamenilor din sat, să nu admită ca oamenii din sat să vină la adunare și nici să nu permită baptiștilor din alte localități să vină la festivitate. Ei, jandarmul, șeful de post, nu știu ce, am încercat să facă, dar omul a avut și el simțiri omenești. Cum chiar așa să... Nu poți așa să procedezi. Și atunci, zice, au venit, scrie preotul ortodox în raport și au venit mii de oameni, zice, au venit la deschiderea asta. Zice, într-o zi ca Duminica Mare, a rămas biserica ortodoxă goală. Îmi pare rău, n-ar fi trebuit să fie goală, dar dacă îmi spui Evanghelia acolo, oamenii erau setoși după Evanghelie, s-au dus să asculte Evanghelia, s-au dus la deschiderea casei de rugăciune. Oamenii au nevoie de Evanghelie, dragii noștri. Și noi nu ținem atât de mult la un nume sau la altul sau la altceva. Noi vrem să fim martorii Domnului Iisus Hristos. Să vestim Evanghelia așa cum este ea lăsată aici. Așa să ne ajute Dumnezeu. De altfel, vreau să vă spun cum i-a răspuns episcopul la preotul celor. Preotul la urmă în scrisoare a scris, vă rog să mergeți la șeful brigăzii de jandarmi din Bălți și să-i spuneți șefului să-l pună la respect pe jandarmul, pe șeful de post din satul Obreja Veche. Și episcopul îi scrie înapoi preotului și îi răspunde. Dar, cu întrebare îi răspunde, zice, dar baptiștii cu jandarmi i-au adus pe oameni la biserică? Și au pus semnul întrebări acolo. Chiar am luat așa, mi-a plăcut cum i-a scris cu mâna, pe scrisoarea lor. Deci baptiștii nu cu jandarmi i-au adus. Haideți noi să-i aducem pe oameni la Hristos cu Evanghelia. Că asta e dorința Domnului Iisus. Asta a zis El la plecarea Lui, la înălțarea Lui a spus. Voi să fiți martori în orice loc. Dumnezeu să ne ajute să fim martori în orice loc.